Planul unui tânăr de a jefui o casă de amanet din municipiul Hunedoara a fost dat peste cap chiar de către administratorul unității. În această dimineață, bărbatul a intrat în casa de amanet având asupra lui un spray paralizant. A sărit peste teșghea, a pulverizat un jet în ochii vânzătoarei, după care a încercat să fure aurul aflat pe raft. Administratorul unității, care se afla într-o încăpere din spate, a auzit zgomote și a ieșit să vadă ce se întâmplă, însă în momentul în care hoțul l-a văzut, s-a speriat, a scăpat tot aurul și a rupt-o la fugă cât a văzut cu ochii. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în incinta casei de amanet. Un bărbat în vârstă de 25 de ani a dat cu spray paralizant la angajata fetei noastre și a încercat să fure niște bijuterii, dar de sperietură a fugit. A apucat să ia nu, ceva sau... Nu, nimic. Nu, a fugit. A intrat, a sărit peste teșghea sau... N-a sărit, a dat cu spray, eu eram în spate, am sărit-o din spate și s-a speriat și a fugit. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la faptul că în dimineața acestei zile o persoană de sex masculin a intrat în incinta unei case de amanet din Hunedoara, de unde a sustras mai multe bijuterii. În urma vizionării imaginilor de pe cameră se observă că în timp ce bărbatul se îndrepta spre ușă, bijuteriile au căzut de pe suportul pe care erau puse. Camerele de supraveghere au reușit să surprindă și chipul hoțului, care este acum dat în urmărire. În prezent se efectuează cercetări în vederea identificării autorului și tragerea sa la răspundere pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Este vorba despre un tânăr de aproximativ 20 de ani, 1,75 m, 1,80 m înălțime, constituție atletică, purta pantalon tip blugi și o geacă de culoare gri. Facem apel la cetățenii care pot da relații despre acesta să sune la 112. Se pare că această casă de amanet este urmărită de ghinion, având în vedere că aici a avut loc un jaf armat în urmă cu 4 ani. Atunci, hoții au folosit un pistol cu care au împușcat-o pe vânzătoare în cap și au fugit cu mai multe kilograme de aur. Din fericire, femeia a scăpat cu viață. Atunci, da, au împușcat-o și au rămas fără un ochi, mi se pare. Acum 4 ani, cred că în decembrie se face 4 ani, mi-amintesc eu așa. E o casă de amanet cu ghinion? Dacă se întâmplă iar aici? Tot cu ghinion. Ceva pute, dacă tu vine aici. Acum am venit întâmplător, am dat peste dumneavoastră și mi-aduc aminte că a mai fost odată. Atunci când s-a împușcat, ceva s-a făcut. Altceva... Cei doi atacatori au fost prinși de oamenii legii anul trecut după ce au comis o crimă pe teritoriul Ungariei, însă prejudiciul nu a mai putut fi recuperat. De data aceasta însă făptașul nu va fi greu de identificat, întrucât întreaga scenă a fost filmată de camerele de supraveghere.